Gabi Ibriș a început fotbalul la Gloria Buzău la doar 8 ani, vârste la care primii pași în sportul rege i-au fost ghidați de regretații antrenori Gheorghe Lință și Jean Luca. Dacă aș fi să rememorez ceva din perioada respectivă, cu certitudine ar fi perioada când era Gloria în divizia din 84-85 și eram copil de mici pe marginea terenului. Într-un stadion arhiplin de 18.000 de locuri acum și cu 3 sau 4 rânduri de oameni în jurul gardului. Probabil că asta a fost lucrul care m-a impresionat foarte mult și care m-a făcut să continui pasiunea asta de a juca fotbal. Relevant pentru mine a fost contactul cu fotbaliștii de anvergură. Ibriș a crescut cu gândul că într-o zi va ajunge asemenea idolilor săi, iar câțiva ani mai târziu a ajuns să împartă vestiarul cu cei pe care îi privea prin gard la antrenamente sau la meciuri. După juniorat a făcut pasul către echipa de seniori a Gloriei Buzău. După juniorat a fost o perioadă în care am făcut parte din lotul echipei mari, n-am jucat, am fost împrumutat o perioadă la fosta echipei, echipa fabricii de geamuri, Cristalul se numea, care a dat un baraj de promovare în Liga a 3-a cu Astra Ploiești, actuala Astra Giurgiu. Ulterior am revenit la Gloria, am fost împrumutat un an de zile la ASEA pentru satisfacerea stagiului militar și ulterior am revenit sub comanda regretatului Cornel Negoescu și a domnului profesor Gheorghe Dobre, prin intermediul care am și debutat în divizia B atunci, alături de o echipă nu bună, zic foarte bună, a perioadei. Banderola de capitan al Gloriei Buzău a reprezentat o onoare pentru buzoianul Ibriș. Retragerea prematură din activitatea de jucător este regretul său. Ce să reprezinte? O onoare. De ce spun asta? Pentru că m-am raportat la ceea ce văzusem în trecut, m-am raportat la persoanele care au purtat-o și de ce nu, faptul că am fost desemnat să țin această banderolă pe umăr, pe braț, a reprezentat o onoare și faptul că pe undeva a fost o recunoaștere a ceea ce făceam în momentul respectiv pentru clubul acesta. Din păcate, perioada n-a fost una reușită nici din punct de vedere financiar. Prima perioadă, o perioadă dintre ele a fost cea în care am reșit retrogradat în Liga a 3-a. Ulterior au venit vremuri mai bune, dar rămân cu satisfacția că pe undeva am semnat ceva pentru clubul ăsta și sper ca meseria asta de fotbalist pe care am practicat-o și pe care am terminat-o la o vârstă, zic eu, din păcate fragedă, a reușit să mă țină în atenția microbiștilor buzoieni. Cel mai frumos moment al carierei îl reprezintă debutul la echipa de seniori. Una dintre cele mai frumoase amintiri ar fi debutul. Debutul într-o echipă foarte bună, foarte bună, unde era o concurență extraordinară. Și pentru mine, un puș de 20 de ani, la momentul respectiv, să joci titular alături de jucători cu experiență și valoroși și să te impui, a fost o realizare. Din cariera fotbalistică a lui Ibriș nu au lipsit momentele amuzante. Că e un episod a hazliu, de asta și reproșez tot timpul domnului Mircea Constantin, care mi-e un prieten foarte bun. Și mi-aduc aminte că la primul cantonament făcut cu echipa mare, la Hanu Ciuta, stăteam la masă cu el. Și ca de obicei, jucători cu experiență, eu un copilaj de 19-20 de ani, a venit momentul final al cinei, unde aveai două variante, o prăjitură sau un pahar cu vin. Și Mircea Constantin, șugubăț așa cum îl știu, copile, tu stai mai aproape de mine, că mie nu-mi plac dulciurile. Mi-a spus, ce vezi tu pe masa asta? Păi zic, asta și asta. Ce crezi tu că mi se potrivește? Eu, naiv, am zis, o prăjitură. Te-ai înșelat amarnic, fără repede schimb de locuri. Plecarea de la gruparea din Crâng a reprezentat unul din cele mai dificile momente. Clubul avea să-mi dea niște bani. Eu, în calitate de capitan al echipei, vorbind în afară de banii mei personal și de niște prime și salarii restante, am solicitat o întrevedere cu președintele Tulpan. Omul a fost foarte direct și foarte sincer în momentul acela. Mi-a spus, o să discutăm, iar tu din acest moment, referitor la problema ta, ești în conflict deschis cu clubul. Am înțeles mesajul, m-am întors la vestea, mi-am anchetele și a doua zi am plecat la federație, la Comisia pentru Statutul Jucătorului, unde am depus memorie. După o judecată de câteva luni, mi s-a dat dreptate, dar numai pe jumătate, adică în loc de o sumă concretă pe care o aveam, să zic, 8.000 de dolari, la nivelul anilor 2000, mi s-au recunoscut prin acte doar 4.000. Scandalul cu conducerea grupării buzoiene i-a încheiat activitatea la doar 29 de ani. Puteam să continui la alt club, dar cu o singură condiție pe care mi-a pus-o clubul atunci, în momentul respectiv, să mi se plătească grila de formare.
Și în momentul acela greal de formare ajungea la 50.000 de dolari. Ceea ce pentru un jucător de 29 de ani, cu 6 luni pauză, aproape un an pauză, era destul de mult. După ce și-a agățat ghetele în cui, Ibriș a antrenat ca secund în Orientul Mijlociu. A lucrat alături de alt buzoian, antrenorul Leonida Nedelcu. Nu a făcut din antrenorat un scop în sine, iar în ultimii ani a antrenat formații din județ precum Metalul, Cearoseti și mai nou FC Buzău.